Salutare, oameni buni, și bine ați revenit la un nou episod pe canal. Sunt împreună cu Marius de cealaltă parte a țării. Se poate spune și el lucrul ăsta de cealaltă parte a țării. Și facem în România, Germania. Salutare, Marius. Salut. Eu joc cu România, el joacă cu Germania, el nu e patriot. Da. Mă rog, hai că s-a salvat echipa. Asta are care măsură. Echipa asta care nu-mi place mie nimic. Faci schimbări? Nu. Ah, ok, mă gândeam că faci schimbări. Mă uitam și puțin acum. După cât timp să vorbești puțin mai tare ca să pot să te auzi? O să încerc. Ok, ia să vedem noi dacă de data asta merge. Bun, da, trecută mergea extraordinar de greu, nu înțeleg de ce. Văd că acum merge foarte bine. Ok, hai că a început, Deci România-Germania, un nou joc de FIFA. Sper ca măcar meciul ăsta să nu îl pierd din tot sufletul. Avem două episoade de FIFA în care am pierdut 3 partide. Ce am făcut? Mai faltat, mai peniță, l-ai gata, l-ai distrus. De două ori... Unde că nu am fost pe fază, te-am faultat? Da, gen, probabil, ai sărit la cap și ăsta a prins mintea și după aia... Aia a fost simulare, na? E România ceva. Trebuia penalti, nu? Cam așa ceva. Ia uite... Frumos, nu e frumos, Alibek. Acum nu știu, v-am spus, două episoade pe canal, trei partide pierdute, bine, două de Volta, dar să mă bată prietena mea care nu joacă FIFA foarte, foarte des, nu e tocmai cel mai plăcut sentiment, ia să vedem acum. Și o pasă bună! Cine e în poartă? E mare? Ce a făcut portarul acolo că... Ăsta n-ar trebui să se pună la gol, dar e 1-0, hai. Așa se întâmplă și duminică. Să greșească Neuer și să dea gol. Bine, nu e Alibek la națională, dar oricine să dea gol, nu contează. Oricine din echipa României, să ne înțelegem. Doar să-i alunece mingea din mână la portar. Sau da. Da, exact, să avem o pată de noroc, ceva măcar acolo, sau ce să ne apărăm tot meciul, știi, să ne apărăm tot meciul și în minutul 90 să prindă să dea gol. Mihăilă sau cineva o torpilă de aia de la vreo 30 de metri, să-l lase mască pe Neuer sau pe Ter Stegen, cine o fi în poartă, și să se termine tot faza. Alibek, ce ai făcut Alibek? Da, putem, da. Trebuie să avem încredere în noi, evident. Am scăpat pe contraatac. Ai scăpat. Klostermann, ăsta este cu bază centrare. Este, nu înțeleg de ce echipa națională a României are o selecție atât de proastă în FIFA. Trebuie să umblu puțin pe la Transfermarkt pe acolo, pe un loc. Să o modific puțin. Ia, fugi, Băluță. Tu nu ești acolo, ești în partea opusă a ceea ce joci. Tu, pasă și, man! Man nu reușește, man. Să facă o treabă bună, man. Centrarea lui, man. Cred că man a fost acolo, nu? Nu, eu am dat. Nu, de la mine, pe care s-a respins Kai Havertz. În concentrarea lui Dennis Mann la mijlocul careului de 6 metri. Dennis Mann. Combinați bune, Mogoș, o centrare cu capul stângii. M-a speriat puțin centrarea aia. Zic, m-a speriat puțin centrarea aia. Da, păcat că nu am jucători de foarte mare calitate la șut. Unde e Mihăilă când ai nevoie de el? Faut? Nici nu te-am atins. Simulare, domnule arbitru. Deocamdată golul ăla face diferența atât. Nu. Cearu, nu, i-a fost Nistor. Răzvan Marin, poate unul dintre cel mai valoros jucător român în momentul de față, în realitate mai ver. Centrare, dar nu aleargă, Alibek cum îmi doresc eu.
Toni Kroos, ce pasă, ce pasă, iasă și cu nițăniță, e gol ăsta, e gol, gol lui Timo Werner. Am învățat să dau și o finis. E golul lui Timo Werner, da. Păi dacă nu dădeai, nu cred că era gol acolo, adică dacă da, nu. Ori foloseai finis, nu, ori foloseai... O scăriță, frumos. Scărița, da, sau bol, dacă îți mai spune. Dar scărița, da. Dacă stai în poartă, nu cred că stai. Nu, o dădeam fix în, în portar. O, stai de aici? Corect. Am văzut înainte să iei Cepanionu. N-aveai cum să fii... Oh. Oh, wow. Ce a fost asta? Cine, Nistor? Nistor. Nistor, tu ai la galben, tată. Și primul galben. Cred că Nistor a fost, da, Nistor, el e contrarea de asta. Bate Toni Kroos, ai văzut că dai pe poartă, ai văzut că dai pe poartă. A fost un să fie, ia să vedem Stanciu. Stanciu, o pasă pentru Nistor, foarte bună pasă acolo la Băluță, ia să vedem pe Băluță. Băluță în careu este liber, dar Nicola Sule este foarte bine. Hai Havertz. Vreau să dau și o centrare, dar de data asta să fie și gol. Ne ziceam, respinge foarte bine Băluță, 1-2 acolo cu Nistor, pasă în centru pentru Stanciu pentru Nistor, dar Nistor pierde mingea, nu prea a fost mai lucru Nistor în această partidă până acum. Să vedem pe Răzvan Marin, ce crează și el la Iurea, Mogos. Toni Kroos. Dar nu prea să înțeleg la pas așa după cum văd. Păi da, nu, că e exact ca în realitate, adică gen... Oh, nu! Băi, am vrut prima oară să șutez, dar am zis că hai, să încerc. Ai mătat să faci fake shot-ul? Nu. Nu a fost fake shot, a fost doar un dribbling. Un fake shot. Un fake shot pe care nu l-ai vrut să-l faci. Exact asta a fost. Un fake shot care nu l-ai vrut să-l faci, dar ți-a ieșit. Asta e. FIFA. FIFA, oameni buni, așa e FIFA. Eu am noroc că nu mă stresez cu FIFA, dar sunt colegi cunoștinți de-ai mei care efectiv au spart televizoare. Deci, 2-3 televizoare de-a lungul anilor când jucau FIFA. Deci, mi se pare absolut de offside aici, cred că. Da, așa este. Deci, mi se pare absolut ireal. Bine, fiecare om cred că trăiește acest joc cu anumită intensitate, da? Da, ce face Gnabry? Prea mult am lungit-o, prea mult. E prea tot atent sau sistem? Am vrut să intru cu ea în poartă. Da, da, e da. E cam profitat de faza aia. Nu trebuia. Timo Werner, încă un... A vrut pasa, dar am ieșit bine. Da. Ora. Ciaru, Răzvan Marin, acum Panciu, Nistor, hai că merge frumos, pasele foarte frumos aici, Băluță, treci înapoi, adică că e offside la tine, pasă, ai stat bine acolo cu Ginter, ia să vedem Joshua Kimmich, deci cât de repede poți să pleci pe contraatac, este incredibil, se pare ireal. Deci nu știu ce am vrut să fac acolo. Probabil, dar nu mi-a ieșit. Oricum nu mi-a ieșit. Dar ai pierdut asta. Șansa mea, hai Băluță. Urmărește Kinter, Băluță! Kinge Noe. Deja se termină prima repriză, România este condusă, la pauză va fi condusă, este final probabil prima repriză, asta e scorul pauzei. Da, 2-1 pentru Marius. Ar fi scuze, al patrulea meci, al treilea videoclip de FIFA în care pierdem. Tu dai seama ce părere o să aibă oameni despre mine, Marius? Au avut 3 episoade de FIFA și toate 3 le-am pierdut. Te ai jucat și la Ultimate Team. Da, bun, acolo să zice că acolo am nu. Dar am pierdut cu prietena mea care joacă FIFA odată la o lună. Și acum ajungi cu mine care sunt un rău. Bun, da, exact. Și acum joc cu tine care ți-ai luat jocul de... Nu știu, ai luat zi de când ai jocul? Da, și nu știu dacă m-am jucat de câteva ori.
Păi asta zic, adică mai mare rușinea pentru mine, eu care joc FIFA de 2015, dacă nu mă înșel, parcă din 2015. Incredibil. Incredibil, scoate de acolo Toșca, dar nu. Oh, e hands la mine, hai Kevin. Bine, trebuie să recuperăm mingea, trebuie să înscriem repede dacă vrem să câștigăm acest meci, dacă vrem să avem prima victorie, dacă reușesc să câștig acest meci, la titlu o să apară așa, prima victorie, cu litere mari. FIFA 21. L-am bătut pe Marius. Om care are FIFA de o lună de zile și care are la activ, cred că vreo 10 meci. Și a jucat tot cu mine. Bine, nu 10. Să știi că meciuri am avut așa la activ, dar victorii nu prea. Moe! Am niște penalti aici, mă temu de penalti, e offside. Nu! Nu e! Bă, frate, 3 la 1, incredibil! Absolut incredibil! Ban Marin! Marin, o pasă... Man, Denis Man, hai Man, fă și tu ceva Man! Man! Mai avea puțin și se amestea acolo atât am vorbit, pasă în centru, bun, hai că am ieșit bine acolo. Marin, Nistor, Păluță, mamă ce pasă, mamă ce pasă. Sper ca în realitate să fie exact invers ce se întâmplă acum în teren. Nu e. A fost blocaj, a fost placaj ca la Rui. Mai apelăm și la aleasă dacă ca să oprim Germania. Uite, te știu cum se duce, fiete. Parcă sunt jaloane. Aaaa. Ce am făcut acum? Am șutat de prea. Ai driblat toată echipa și ai șutat lângă poartă. Știți, asta e tipic românesc, știi, se vede că ești român, dar... Nu! Chiar nu mai avea ce să-i facă la aia. Nu fie gol, e 4 la 1, nu va fi prima victorie. Da, joci de pe tastatură? Eu da. Dar și tu la fel, deci șansele sunt egale. Acum putem să spunem că da. Nu ești mai avantajat că ai jucat pe joystick sau invers. Așa că nu prea am nicio scuze. Chiar dacă eu joc România și tu Germania... Păi asta e, na, ce vrei. Echipa. Ia-l pe Havertz. Ia-l pe Havertz. Ia-l pe Havertz. Foarte. Asta era scăriță dacă nu o devie. Deci au o viteză în plus față de ai mei, asta este clar, și o mereu de plus. Mereu e unul de-al tău acolo, mereu. Bun, la centrări nu, dar timing și pe ai fost bun la alte capitole. Cam la toate în afară de centrări. Ia să vedem. Acum ai șansă. Ai o șansă imensă, Man. Ai o șansă imensă, Man. Frumos. 4 la 2. După a fost Chines, Marius. Da, mi-am dat seama. Frumos șutul. Hai că ai o șansă. Da, de-abia vin tu 65. Hai că se poate. Am mai revenit și la rezultate și mai macabre. Macabre cam nu e foarte indicat. Frumos, Nedelcearu, bravo. Am vrut să mă întorc acolo, dar... N-am mai... La centru nu are nicio șansă. Fix că am spus că n-ai nicio șansă, știi, adică... Trebuia să spun, hai că Marius la centrări are toate șansele posibile. Și o dădeam pe lângă, ia să vedem, Alibek, du-te Alibek, foarte bine, Stanciu, hai că ai recuperat. Pasă acolo la celălalt jucător, de fapt, la un jucător naturalizat din echipa României. Mamă, dar cât de bine stai în defensivă, nu am cui să-i pasez, e offside acolo, dar pasa nu s-a dus cum trebuia. Marius aici vrea să mă umilească. No, nu, am greșit butonul. Trebuia pe tine să lași că vrea să mă umilească. Scoate-mi, ce șanse să ai cu ei gol așa, hai să faci un mai am și noroc, uite. A fost unul potrivit la locul potrivit. Da, e clar, dar... Bine, aici e vorba și de atributele pe care le au jucătorii de la germani, privire la atac, positioning și așa mai departe, adică se vede că sunt jucători foarte, foarte bune, Alibek!
Beck. Splendid defending and it needed to be. Dublează tot și se încurcă în fața porții Ali Beck. Son Cross. The pass could do damage. He's in position. Timo Werner, Werner, de fapt nu e Werner, e Werner. Might still be able to do a bit of damage. Marius. Not a successful intervention. Dar cum se face că mingea tot la mine vine? Păi da, asta zic că e noroc nemțesc. Hai că mai avem o șansă. Ia să vedem. O pasă aici foarte bună. Du-te, Băluță. Du-te, Băluță. Dar n-ai cu cine, Băluță. Du-te, Băluță. Da, Ali Beck nu urcă. Celălalt jucător de partea Man nu urcă. O centrare în careu. Ce am zis pe-n poartă. Ce ratare. Uite de Serena, vezi? De asta tu ai 5 goluri, iar eu am doar 2. Werner are 5, Werner are 5 și de poartă, Ali Beck are doar 1. Hai ce opt ai? Așa este. Ah, m-a lungit prea mult. Dar nu cum a fost, cum a fost opt ai, deci ai plecat cam prea de vreme. Ali Beck. Beck, hai, 1-2. 1-2 acolo. Pasă. Nistor. Pleacă pe colț acolo foarte bine. Camora, nu prea știe ce să facă cu mingea. Reușește până la urmă un dribbling, Ali Beck. Ali Beck, m-am cu ei să-i pasez. Eric, Big Falvi, în care o foarte frumos! Asta a fost la mustață! Da, mai aveam și ratam, dar a fost frumos. Da. Nu cred că mai sunt șanse să egalăm, dar măcar am dat 3 goluri, ceea ce e un progres. Am văzut vedere că celălalt am luat 8 la 0 sau cu 9 lipsă și pe era la Ultimate Team. La Ultimate Team. Acolo, practic, un cri din aproape orice poziție. Dar da. Când va veni prima victorie pe YouTube la FIFA, nu știu. Probabil când vom începe cariera. Cariera care o încep săptămâna viitoare. Din nou, în acest videoclip puteți lăsa în comentariu acest videoclip, puteți lăsa idei cu cine să facem cariera. Oh, sărim mingea iurea, dacă sărea. Dacă îți dădeam gol acum, mai avem o șansă. Ce torpilă! Ce torpilă a fost aia! Organizatorii de pe Olympia Stadio ar trebui să verifice plata aia, după doar cum cumva salut. Rogoș pentru Denis Mann, Mann e înaltă nume, Mann n-a făcut nimic în afară de gol. Denis Mann, ia să vedem, o pasă, Marin. Marin, hai că-i bine, hai că-i bine, Tănase, întoarce Tănase acolo, șutează Tănase în tocaz. E minutul 90, vom afla în cine sunt în această... Nedelcearu, foarte bun, foarte bun aici, Nedelcearu, ia să vedem, hai, un ultim contraatac, un ultim gol, dacă ne-ar... Da, văd că s-a pierdut și conexiunea, oricum l-am bătaie, așa că dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să dați și să apăsați pe butonul de like și de și un comentariu, să dați un subscribe. Văd că s-a pierdut conexiunea, dar oricum am luat bătaie, așa, fraților. Din nou, prima înfrângere și a treia, deci ne-am adunat 3 episoade de FIFA fără nicio victorie. Așa încât vă mulțumesc pentru atenția acordată și ne auzim pe data viitoare.